Bun. Ok, avem un telefon. Alo, bună ziua. Alo? Alo, da. Bună ziua, domnul Viorel. Da, bună ziua. Răsturnare de situație, domnul Viorel. Andra are șanse 50-50 să plece astăzi din casă. Cu toate acestea... Da, m-auziți? Da, da, da. Cu toate acestea, el, Armando și Andra s-au împăcat. Aseară au dormit împreună. Vrem părerea dumneavoastră. Diana, nu e vorba de împăcare. E vorba că ne-am înțeles. E vorba că... Ne-am iertat. Ne-am iertat. E exact așa cum trebuie să se întâmple. Iar ea, dacă rămâne în competiție, eu n-aș mai forma niciodată un cuplu cu ea. Da, văd, mă uit la emisiune. Am înțeles. Mă uit la emisiune. Nu știu ce aș putea să spun. Chiar sunt uimit. Nu știu. Fata asta ar putea primi un premiu pentru cea mai bună actriță. Păi spunea ieri că este minunată. Da, este minunată, da, este minunată, e o fată frumoasă. Păi de asta am și spus, e o fată deșteaptă. Și de asta spun și asta, că ar putea primi cel mai mare premiu pentru cea mai bună actriță. Da, zic singur. Haideți să vă spun. Da, dar ați auzit ce tocmai a spus Armando, că chiar dacă Andra rămâne în casă și chiar dacă s-au împăcat și s-au înțeles unul pe celălalt, nu vor mai forma un cuplu. Adică v-ar liniști, vă liniștește acest lucru? Cred că ar trebui să fie doar prieteni. Și haideți să vă spun ceva. Am luat legătura și cu cineva care a ieșit din casă. Mi-a spus aceleași lucruri care eu le gândeam și le credeam fără să-i zic persoanei respective. Deci nu pot să zic pe post că după aia spuneți că îi zignesc chiar. Dar mi-a spus chestiile care eu le vedeam și le ziceam tot timpul. Deci am rămas surprins de chestia asta. Bine, domnul Viorel, dar ei, din câte înțeleg, chiar dacă s-au împăcat, adică practic s-au înțeles unul pe celălalt, nu mai formează un cuplu și acest lucru, nu știu cum să mă exprim, se datorează sau poate fi din cauza dumneavoastră, pentru că dumneavoastră v-ați impus foarte tare și ați spus că nu sunteți de acord cu această relație și am ajuns în stadiul în care ei doi nu mai formează un cuplu. Da, eu am spus asta pentru că știam ceea ce spun și susțin asta în continuare, ceea ce am spus până acum. Ok, dar înțelegi, măcar acum înțelegi care e situația. Eu n-am de ce să am ceva cu fata asta pentru că ea mi-a făcut doar bine, m-a ajutat foarte mult să mă regăsesc, am trăit niște sentimente frumoase, am învățat niște lucruri minunate despre mine, am învățat ce e într-adevăr important în viață, am învățat că trebuie să las frâul sentimentelor și să simt din nou. Pentru că nu mai făceam asta, doar știi, de atâția ani. Nu mă mai implicam emoțional. Am învățat foarte multe lucruri. Adică a fost benefică în viața mea. Eu n-am de ce să fiu vreodată supărat pe ea, pentru că mi-a făcut doar bine, tata. Dar asta... nu, eu nu ți-am zis să fii supărat pe ea, tată. Niciodată nu ți-am zis să fii supărat pe ea. Ok. Eu ți-am zis doar să stai departe, că nu-ți face bine. Mi-a făcut foarte mult bine, tata. Asta nu înseamnă că trebuie să ne căsătorim și o să avem o relație. Nu. Da, bine, nu, chiar nu asta e problema. Problema e ca tu să deschizi ochii. Atât. Sunt deschiși, tata. Păi și dacă până la urmă se dovedește, Armando, exact cum spuneai la început când ai venit pe canapea, că dacă sunteți suflete pereche, veți rămâne împreună. Da, dacă vom fi așa, o să rămânem împreună. Timpul le va rezolva pe toate. Și va... se va vedea dacă... Dar va rămâne influența tatălui tău? Pentru că totuși a avut o influență foarte puternică asupra ta, nu? Greșesc cu ceva? Tata m-a ajutat să fac tot ceea ce am făcut. Cred că tot ceea ce s-a întâmplat aici a fost benefic pentru amândoi. Pe mine m-a ajutat să... Ești de acord, Anda? A fost benefic și pentru tine? Da, eu am învățat foarte multe lucruri de la Armando pe care nici nu știam că am nevoie. Bine. În continuare o susțin pe Andra, o înțeleg. A trecut prin niște momente foarte grele pe care eu le înțeleg și înțeleg de ce ea este cum este acum. Uh-huh. Are nevoie de ajutor. Sunt sigur că își va reveni și va înțelege unde a greșit și ce va trebui să repare. Și de aici numai de bine. E totul bine și frumos. Am înțeles. Mulțumim frumos, domnul Viorel. Vă iubesc mult. Să aveți un weekend frumos. Vreau să mai spun și eu. Da, vă rog.
Să știți că mi-aș dori ca Andra să nu plece din emisiune. Sincer vă spun. Oh my God. Mi-aș dori să nu plece ca să-i văd evoluția în continuare. Doar mulțumesc. Atât, doar pentru asta. Mulțumesc, exact asta ziceam și eu. Hai să vedem ce se întâmplă. Da. Bine. Și eu scurioasă. Vă mulțumim frumos, domnule. Vă iubesc mult, aveți încredere în mine. Mulțumesc. Dar ce ne facem dacă Andra rămâne în emisiune și voi doi vă împăcați și reveniți în a fi un cuplu? Pentru că șansele sunt. Doar v-ați împăcat de atâtea ori până acum. Eu cred că o să fie frumos. Și mai bine. Eu, personal, nu cred că aș putea forma un cuplu cu Andra aici. Mi-ar îngreuna foarte tare situația dacă ea rămâne aici. Ai vrea să te apropii de altcineva? Nu neapărat.